momentul când spun un lucru, să dă să zic, din păcate, de ce se întâmplă în clasa politică. Exceptăm PSD-ul acum, dar dați voie. Când se vede ce se întâmplă în clasa politică, am curajul să spun ceea ce gândesc. Și vă spun că nu că gândesc, vă spun că și știu ceea ce spun, mă și mici, mă și gândesc cu mă și cărciul în bază. Chiar dacă se spune Traian Băsescu și spune că instituțiile statului nu-l cunosc pe Moș Crăciun. Acel cu Moș Crăciun a făcut pentru președintele României, din păcate. Și mi-a spus mie la o lecție în Cismiciu că îi pare rău, că vrea să-l trimit acasă. Și n-am vrut să nu mă întâlnesc cu el când am văzut că Moș Crăciun vrea să mă aduc un asemenea dat. Și mă tot gândesc când mi-l aduce, că nu mai am încredere nici în Moș Crăciun. Am avut un pic să pun amenda, că poate mult prima să nu mă cunoaște, să mă ajută la televizor. De multe ori mă mai duc să mai mă duceam obosit și poate mai încurcam lucrurile. Am fost la conferință la Info și am zis special în RTT pe ironic. Și la realitatea asta am înțeles că Evanghelie cu cumva maniera cu Evanghelie s-a încurcat. Nu mă încurc, mă încurc când vreau. Și când nu vreau, spun că sunt obosit. Că nu sunt obosit, nu că am fost spaniol. Dar vreau să vă spun pe românește că știu ce vreau, știu cum se poate câștiga alegerile, știu să mă bat și stau de. Nici Traian Băsescu, nici Adrian Mileanu și nimeni n-a reușit la București să mă îndoaie și am câștigat alegerile la București. Și sunt bucuros că pot să spun și astăzi bucuritul i-a făcut o fi de dea. Și astfel, noi stânga, nu știu care e stânga, primul rând PSD-ul, sunt de acord cu Victor când spune că vrem să fim PSD-PSD și să nu ne mai răzgărim. Eu am cuvintele mele. Sunt nu dacă sunt complementari, dar sunt pe lângă. Sunt cele practice. Nu sunt din dicționarul român-englez, nici din dicționarul român-francez, da, mulțumesc, mulțumesc. Sunt din dicționarul